Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii. Și pur și simplu, efectiv, uite că ne-am întors, toată lumea este trează în organizația de bază. Astăzi s-a trezit în cele din urmă și Sergiu Floroaia, care este aici cu noi. Aproape s-a trezit. Aproape s-a trezit, da, da, da. Dar face eforturi, privește cu încredere, dar și puțină îngrijorare spre momentul în care vom intra live la Pro TV în câteva minute să-l vadă toată țara. E mai bine decât la sala Palatului, spun eu. Da. Da, de-aia și Bobonete preferă Pro TV, știi? Altfel numai din, țara, din sala Palatului. Da, parcă nu. Dar în orice caz, Laura este bună aici, dimineața. Silvia, mai superbă ca oricând. Abia așteaptă să meargă în weekend la o nuntă în Constanța. Da, da? Mă pregătesc. Mergi la nuntă? Nu, mă pregătesc. A, nu. Acum a, nu sunt nunți. Merg cu mireasa să-și ia rochea. A, rochea. Rochea. Da, da. Asta este. Mi spunea și mamaia lui Rochi când era mic. Rochiță, mamaie. Sunt prost? Ok. Nu, e bun. Rochiță, mamaie. E așa la vita. Da, normal. Mâhăi, care s-a transformat astăzi miraculos în Mircea. Bună dimineața. E practic miracolul Crăciunului în fiecare vineri aici. Și Dragoș, care dă la găini. Și acum noi voiam să o să discutăm despre niște tehnici din astea de autoapărare. Anume cum să facem să ni se pară plăcuți oamenii neplăcuți. Mm-hmm. Și acum voi puteți să ne dați niște exemple pe care noi o să le și folosim de altfel când o să intrăm în direct la ProTV-ul. De lucruri din astea, nu știu, de exemplu, un tip își taie unghiile cu unghiera în compartimentul de tren în care vă aflați voi. Mm-hmm. E dezgustător, e adevărat. Dar cum putem face puțin aikido mental cu chestia asta? Cum? Ăla e aikido mental, așa, da, da, nu? Da, da, cum, da. Cum să transformăm în energie bună o energie rea? Uite, spre exemplu, așa, la exemplu clasic, nu? Da. Vecinul cu bor mașina. Nu mai trebuie să spui alarmă, nu? Yes. Pentru că ai pe vecin, că știi că în fiecare zi la 7 jumate bagă bor mașina, nu? Și asta da, e... 10. A? 10 minute mai avem. 10 minute mai avem? Wow! Yes. Hai să fugim! Da, hai să dormim! Da. Cum adică mai avem 10 minute? 10 minute până intrăm, mă. A? Da, mă. Dar cât mai avem până ieșim? Aia, nu știu. Vreo 50. Mă interesează să dureze cât mai mult. E lăsată jos asta? Nu prea. Hai să o lăsăm un pic jos. Ia hai să o lăsăm, da. Așa. Așa. Bun, deci 0729001122. Vă rugăm frumos. Așa. Spuneți-ne care sunt oamenii despre care voi ziceți că... Așa. Spuneți-ne ce... Ce vă place la oamenii care nu vă plac, nu? Cum ar putea să... Da, 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 exact. Ce găsiți voi de plăcut la un om neplăcut? Cum putem să trăim cu ei? Cum putem să găsim partea plină a paharului de spumant? De exemplu, uite, voiam să... Și eu văd de la voi ce vrem? Hai și eu puțin asta, mulțumesc. Așa. Deci cum facem, uite, voi de fapt puteți să ne adresați întrebări și noi încercăm să le răspundem. Cum facem cu oamenii care îți vorbesc în gură? Are să-ți bagă în spațiul tău vital. Păi, partea pozitivă la toată chestia asta este că îți lucrează sistemul imunitar, nu? Adică există un risc și dacă te... Nu? Te și dacă el are halenă mai puternică decât tine, tu deja te simți... Te simți bine. Mult mai bine, da. Mult mai bine. Te simți fresh. Și că, neața, când oamenii... strănută sau tușesc fără să pună gura la... La mână. La mână mă gândesc la briza mării. Poate mai simți și un pescăruș pe undeva pe umăr. Îți dai seama să te... să nimerești când strănută un tabagic sau când tușește? Dimineața. Oleo, dimineața. Da, am auzit. Ai auzit de din ăștia? Da, da. Car fi... care exista oamenii ăștia. Ăla e cu Magdalion, scuză-mă că insist. Toți oamenii ăștia te pot face să te simți bine în legătură cu tine. Uite, ci că dacă are sânii mari, găsesc o cale de înțelegere. Cine? Și aici, persoana. Persoana? Laurențiu.
Cum zicea maestrul meu, Neamaste, ne plac să nimici cu singura condiție să fie mari. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie. Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori. Și bonjurică, bonjurică, 0729001122, aici ne găsiți. Puteți să ne spuneți ce metode aveți voi să îi transformați în plăcuți pe cei neplăcuți. Și partea pozitivă a oamenilor neplăcuți. Da, da, da. Uite, de exemplu, mă rog, bancul ăla, deci că i-a auzit în supermarket, vânzătoarea, deci că punguță, și clientul zice: mulțumesc, nu ascult. Da, nu știu câtă da. Legătură are. Exact. E clasic. Da. Și practic, Exarhu mă enervează maxim, mai ales de când cu prostia de concurs de vorbit cu gura plină în sare, noroc că e genial. Mă rog, îl ajută și invitații și colaboratorii. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Așa se face un compliment. Da, da. Îmi place de tine de nu poți să te sufăr. Da, exact. Și în general ai observat că toate lucrurile, adică toate defectele celorlalți ne face să-i protejăm. Știi? Ne simțim nemedic. Protejăm. Intră de la ei. Intră de la ei? Da, da. Mamă, deci intrăm pe ProTV-ul, deschideți televizoarele. Deci, plăcuți de frână, zice. Mergem acum la Rock FM, unde Răzvan Exarhu l-a reinvitat pe comediantul Sergiu Floroaia, membru de seamă și de bază al echipei Morning Glory. Și pentru că toți suntem în plin sezon al simulărilor, ei ne vor învăța câteva tehnici de bază pentru a ni se părea plăcuți oamenii neplăcuți. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori. Bonjurică! Bonjurică! Bună dimineața! Ce facem? Cum ne simtem? Ce să simulăm? Simulăm, da? Că facem bine, da. Mihai, după cum arăți, tu par genul de individ care ia liftul până la etajul 1. Nu, niciodată nu iau liftul, dragule. Liftul te ia pe tine. Liftul mă ia pe mine, da. Poate te iau și eu pe tine la rost. Yes. Asta e înseamnă fericită? Să eu am vrut să-ți arăt cum face o persoană plăcută să devină neplăcută în mai puțin de jumătate de minut. Eu ai făcut inversul. N-ai reușit, Mihai știe de glumă. Nu, știu că știe, dar acum Sergiu are mult mai multă experiență în observarea oamenilor neplăcuți. Luăm bărbații cu decolteu, de exemplu. Începem de acolo. Un subiect despre noi am vorbit în serile lungi de iarnă foarte mult. Da, dar vreau să fac o scurtă paranteză cu membru de seamă. Mi-a plăcut asta, în sensul că mă bag în seamă. Da. Adică, până la urmă, și noi trebuia să avem măcar un membru aici. Dar da, unii dintre oamenii care sunt foarte neplăcuți sunt bărbații cu decolteu. Știți că sunt unii bărbați care au decolteu atât de mare că efectiv nu fac scam în buric? Știți? Este un nivel de decolteu minunat și mă fac să mă simt un om decent și nu sunt un om decent. Da. Acum, pe strada pe care stau eu sunt foarte multe mașini parcate pe trotuar, uh-huh. Și asta te ajută, de exemplu. Adică, sigur, te încurcă aparent, dar, bă, am cheile la mine? Eu te le-am! Poți să las o amintire, să verifici cheile în momentul ăla. Nu le-am uitat și mi-aduc aminte de momentele în care îmi scriam pe Blue Jay, Iron Maiden și Metallica, uh-huh. Și de asta mă bucur să le arăt tuturor șoferilor că da, am sânge de rocker care parchează neregulamentar. Uite, ce altă categorie mai... Sunt buni oamenii neplăcuți care blochează scările rulante și nu poți trece de ei. Știi? Care se pun pe toată scara și nu poți să treci de ei. Sunt foarte buni pentru că de ce atâta grabă? Stai ușor, admiră ce în jur, trăiește moment, unde te grăbești? Da, sunt corect. Buni, sunt buni la casa omului. Am mai văzut scări rulante în casă. Am mai văzut una, ce? Trei ce? Minute. E mișto. Aia care îmbrățișează bara în metrou? Da, de parcă exersează pentru... Da, sunt pentru fesieri. Nu. Dar pentru ce? Pentru jobul de cu seară. Ok, da. Băia de... deci există o mare problemă, de fapt. Singura problemă. Eu cred că e singura problemă și e cel mai des întâlnită.
Este vorba despre persoanele care lucrează în industria ospitalității. Așa. Am început frumos chestia asta, pentru că pare așa o viziune generală, care uită să spună cartofii, bă, când comanzi. Da, da. Nu fac altceva decât să aibă grijă de silueta ta. Da, aia zic și eu. E mai simplu fără cartofi. Da, 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 da. Ce alte categorii mai găsești, Sergiu? Mai sunt șoferii care, nu știu, să zicem la mall sau în alt fel de parcări, parchează pe locurile speciale. Pentru că știți ce se întâmplă când te duci și cauți un loc într-o parcare, nu? Vezi un loc liber care este atât de bun locul ăla și îți dă speranțe. Da. Știi? Îți dă speranțe și, mamă, ce loc am prins. Și pe urmă te duci acolo și realizezi că e un loc pentru persoane speciale și nu poți parca. Așa dacă e deja cineva parcat acolo. Nu mai ai speranță, nu mai ai dezamăgire în viață. Da, în momentul adică ăla. Înțeleg că îi protejezi pe ceilalți. Da, e o formulă da, de... Da. Apropo de metrou, băiatul cu rucsac în spate. Da. E important. E important. Ți-aduce aminte că ne-a mai fost nemult la munte? Că ar trebui să faci mai multă mișcare? Să mergi la școală. Da. Mai sunt aia care merg pe trotuar. Noi am mai vorbit despre asta. Cumva pe mijloc, dar și șerpuit așa. Și oricum ai face, ai sentimentul că te fac la turnantă. Știi? Nu. Exact când vezi, când vrei, apa te-a blocat. Da, da. Dar tu nu poți să te regrupezi să și mai sunt și cei după. Care merg cu aproape aceeași viteză ca tine. Și nu poți nici să stai în spatele lor, nici să-i depășești. Dar crezi că fac intenționat? Eu cred că fac intenționat. Mai aveam o categorie aici, pentru noi. Dar noi suntem aia neplăcuți, de fapt. Mm-hmm. Aia, spun bună dimineața. Bună dimineața era când m-am trezit eu. Oh. Ăștia sunt foarte enervanți. Da, sunt. Foarte... sunt. Dar te fac să apreciezi că poți să te trezești la prânz. Zic pentru mine. Mai sunt și oamenii, tot așa, exemplu clasic, de oameni care se bagă în față la coadă. Ah. Se bagă în fața ta, da. Și sunt buni că ai în sfârșit ocazia să exersezi ce ai învățat pe stadion. E... nu? Da. Da, e bună și asta. Și ăia care ajung primii la casă. Da. Da. Mm-hmm. Când se anunță, se deschide casa... Da, exact. Pentru dumneavoastră. Casa asta e deschisă pentru dumneavoastră, da. Și... mai era una astea puțin. Mi-a plăcut foarte mult. Gata. Ce gata? Nu mai vorbesc eu? Nu, gata. Le mulțumim. Le mulțumim colegilor de coleguților de la ProTV. Așa? Da. Nu i-am mai auzit și de aia. Păi dacă e lăsat calea jos. Nu e lăsată calea jos. Nu s-a mai auzit. Păi dacă nu mai zic nimic, azi mulțumim. Da, mulțumim. Păi, o singură precizare. Bună dimineața era când ne-am trezit noi, nu voi. Mulțumim foarte mult. Și ne auzim bine la viitoare. Mai săpăm, mai lucrăm. Bine. Nu mulțumim. Vorbi de săpat și de puțuri de lift, că nu se știe cine îți face brânci acolo. Mihai, am sentimentul că ție de mic ți-a plăcut să te joci cu ușa de la lift. Exact. Tocmai de aceea părinții mei au ținut neapărat să locuim la 4 etaje. Tu când plecai de acasă, încuiai și ușa de la casă, dar și ușa de la lift. Să nu te joci cu ea. Exact. Da, da, da. Ca să mă dau singur. Bine, bine, domnule. Mulțumim, te-am pupat. Numai bine. Morning glory, mi se mișcă din tișorii. Așa. Dacă n-a fost rău, n-a fost rău. Uite, din nou, în câteva minute am foarte reușit. Foarte departe de bine. Da, să mă pun bine cu Mihai Dedu. Mulțumim și Sergiu. Da, așa, gata, am făcut tot și pe asta. Adică am fost și la ProTV. Suntem primii pe țară, al doilea pe județ. Ziceai că mai e o categorie de oameni neplăcuți care îți place, mai știi care era? Care aplaudă la aterizare. Mm-hmm. Dar cu ea nu știu dacă se poate face ceva. Adică... poți să încasezi tu aplauzele. Da, să te ridici și să spui mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Așteptam asta, da. Chiar ce-ar face? Ce-ar face? Da. Nu știu să zic. În cazul meu ar aplauda mai tare. Mai sunt cei care își pun, iau sacoșele de jos în metrou sau în tren și le pun pe banchetă. Da, da, să se odihnească. Da. Să se odihnească cumpărăturile. Sunt și ele obosite, da. Da, da, da. Și... se zestează gambele. Mai sunt oamenii care vorbesc la film. Și tot așa, te ajută că îți exersează atenția distributivă. Dar nu vorbesc tare, vorbesc așa, vorbesc așa tare.
Este exact. Sunt oameni care comentează. Este, a, da, pupă, și asta. Mă. Pensionarii cu fața la perete. Și mie nu-mi place să ies cu foarte multă lume la restaurant, mm-hmm, pentru că întotdeauna, statistic vorbind, există cineva care nu se hotărăște. Da. Ce să mănânce. Mm-hmm. Și e cel care așteaptă inspirație. Dar tu ce ții? Da. A, păi eu mi-au... A, da? Parcă mi-aș fi luat și așa și schimbă. Dar tu ce ții? Și mai sunt aia care spun, hai că iau și eu de la tine. No, no! În general, iubitele. Nu. Și nu din cunoștință așa, de cauză. Așa se numesc persoanele alea. Da, uite că uitasem cum le zice, da. În momentul ăla nu dispare totul, îți dai seama. Ăsta e avantajul la persoanele care te întreabă dacă poate să ia și ele, înseamnă că ai iubită. Ăsta e avantajul. Da, nu, da. Foștii mei prieteni știau. Trebuie să-și ia două porții, just in case, că mi se face pomică. A, da? Da. A, deci de atunci mâncai, da, mai mult. Da, 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 nu e ceva recent, de când m-am angajat la Morning Glory. Da, a, e, uite, s-a rezolvat cu chestia asta. Deci, până la urmă, nu știu dacă avem neapărat o concluzie la Morning întrebarea Glory noastră. Stai puțin. Bă, mișto ar fi să iasă pilotul, zic eu, acum m-am gândit. Să iasă pilotul, nu? În momentul în care se aplaudă. Ci că există oameni care aplaudă la cinema. Eu am fost la un film. Așa. Drumul spre Victorie se numea, când eram copil. Era cu Rocky, cu Pele. Era vorba, okay, despre un meci într-un lagăr. Mm-hmm. Deținuții jucau fotbal cu nemții. Mm-hmm. Erau deținuți, mm-hmm, americani sau ceva de genul ăsta. Ok. Prizonieri de război. Și evident, nemții trebuiau să câștige. Dar pentru că era Pele acolo și... Da? Uh-huh. Evident, lucrurile a fost foarte complicate, plus că era și Rocky, și Rocky și bătea fizic. Și... corect. Băi, nene, deci odată că s-au pus băncuțe în cinematograf, pe lângă... Deci, între rânduri erau, uh-huh, băncuțe de lemn, calea de la școală, de la sala de sport. Da, 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 da. Știi? Și peste tot, peste culoare, sunt convins că cineva și-a adus și semințe, pentru că era meci. Normal. Băi, da, era meci. Nu se discuta. În cor. Băi, și s-a aplaudat, s-a scandat. S-a scandat. Brăilan, nene. Deci aia a fost, ăla a fost un moment de glorie pentru sportul brăilan. Doar tu puteai să prinzi seara aia la cinema. Eu am fost foarte norocos, da, 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 am fost foarte norocos. Adică am fost norocos că am scăpat nebătut. Pentru că n-au aruncat cu băncile. Nu te bat doar de necaz, uh-huh, te bat și de bucurie. Mai era, e o vorbă care mă obsedează e o carte care îmi place mie foarte mult, Cercul Mincinoșilor, știi? Nu. De Claude, Jean-Claude Carrière, parcă îl cheamă, nu mai știu. Fantam. Da. Și Jean-Claude Cioran sau ce. Păsta l-am citit. Și are povestioare, mă rog, unele dintre ele sunt bancuri, povești, mm-hmm, filozofice, zen, așa. Dar multe dintre ele eu le știam ca bancuri. Și că e o întâmplare cu un mexican care vine la bar și zice, sunt așa de fericit că îmi vine să trag un glonte în cap. Și tovarășii lui, mă rog, împarte tequila și zice, dar ce s-a întâmplat? Am un băiețel, am născut nevastă-mea. Păi cum este, cum să-ți tragi un glonte în cap de bucurie? Tot, așa, sunt așa de bucuros că numai asta m-ar putea liniști. Și a tras un glonte în cap. Brăila. Eu prin asta numesc Brăila, da. Dar, mă rog, acum am ajuns până la capătul emisiunii. Aproape. Da. În concluzie, sunt buni oamenii ăștia, că fără ei de ce ne-am mai amuzat noi, cum ne-am mai simțit noi pe alocuri superiori? Da. Ei sunt necazul care aduce hazul, practic. Mie mi se pare că ne descurcăm așa și... Suntem descurcăroși. Uite, ai auzit de tinerea brașoveni care fac free hugs? Am văzut, da, am auzit și... Aia sunt, de fapt, foarte neplăcuți. Da. Eu mi-aș verifica portofelul. Grijă mare la festivaluri, mai ales. Da, mie că sunt din Brăila. Hm? Nu se mai aude live pe site. Să dea un refresh. Comercianții care scuipă degetele când îți dau restul. Oh, Doamne!
Nu e nimic aici. Aici nu mai. Gata, aici s-a terminat. Nu mai, n-ai cum. N-ai cum. Aici, ce poți să faci aici? Deci există totuși măcar o categorie care nu poate fi transformată din neplăcută în plăcută. Nu, ăștia sunt. Am văzut, am văzut și acum ceva vreme care își dădeau masca jos ca să poată face asta, adică s-a ajuns la un nou nivel. Era masca pentru punguțele de la supermarket. Când scotea aia și... Și făcea da, așa da. Pentru că dacă nu dădeai jos masca, nu se deslipeau marginile punguței. Știi asta? Adică e demonstrat științific. Da, da, este. E dovedit. E dovedit științific. Și, băi nene, deci am citit undeva, nu știu, mă arde buza să zic asta, dar mie că... E, vezi că e a treia oară când zici că citești. E complicat. Uite, spun ție, Sergiu, și tu spui dacă e prea rea. Nu e prea rea, îți zic după acum. Zim. Apropo de minorități. Așa. E o glumă, nu știu dacă e de la un comedian sau de unde e, de la o persoană foarte spirituală, că a zis că e mult mai bine să fii de culoare decât gay. De ce? Pentru că dacă ești de culoare, nu trebuie să te duci la 14 ani la mama ta să-i spui că ești negru. Morning Glory on Rock FM.